impozit special pentru bunurile valoroase. Proprietarii de mașini și imobile care depășesc anumite praguri de valoare sunt obligați să plătească taxa pe lux. Aceștia trebuie să completeze și să depună formularul 216 la ANAF, cu termene limită clare, până la sfârșitul lunii septembrie pentru case și până în decembrie pentru mașini. Ce este taxa pe lux și cine trebuie să o achite? Taxa se aplică celor care dețin case cu o valoare de peste 2,5 milioane de lei, aproximativ 500.000 de euro. Mașini a căror valoare de achiziție depășește 375.000 de lei, circa 75.000 de euro. Cum se calculează taxa? Pentru locuințe, impozitul este de 0,3% din valoarea care depășește plafonul de 2,5 milioane de lei. Pentru autoturisme, se aplică aceeași cotă de 0,3% pentru suma care depășește plafonul de 375.000 de lei. De exemplu, o mașină în valoare de 100.000 de euro va genera un impozit de 75 de euro, adică 0,3% din 25.000 de euro, sumă ce reprezintă diferența dintre valoarea autovehiculului și plafonul neimpozabil. Un imobil de 1 milion de euro va aduce un impozit de 1.500 de euro, aplicat asupra diferenței de 500.000 de euro. Formularul 216 trebuie completat cu datele personale și detalii despre bunurile impozabile și trimis la ANAF până la termenul specificat. Neîndeplinirea acestei obligații poate atrage sancțiuni, astfel respectarea termenelor este esențială. Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, alături de echipa sa, a participat la o sesiune de informare organizată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. Evenimentul desfășurat în județul Gorj a fost destinat beneficiarilor programului de tranziție justă 2021-2027 și a adus în prim plan oportunitățile de dezvoltare economică durabilă pentru județele Dolj și Gorj. La sesiune au luat parte reprezentanții ADR Sud-Vest Oltenia, printre care Marius Vărgatu, directorul general adjunct al agenției, și Marilena Alecu, directorul de departament, precum și șefii departamentelor din cadrul organismului intermediar al programului de tranziție justă. De asemenea, au participat și reprezentanții a 7 companii care au semnat contracte de finanțare prin programul menționat. Cosmin Popescu a subliniat că în cadrul apelului dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului, componenta investiții pentru dezvoltarea IMM-urilor, au fost depuse 352 de proiecte în județele Dolj și Gorj, majoritatea aflate în etapa de evaluare. Citez: suntem încrezători că prin colaborarea strânsă între autoritățile locale, agenții economici și partenerii de dezvoltare, vom reuși să implementăm proiectele într-un mod eficient, contribuind astfel la creșterea durabilă și la crearea de noi locuri de muncă în regiune, a declarat președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, pe pagina sa de socializare. Rata șomajului în Gorj este în scădere. Conform declarațiilor oferite de directorul AJOFM Gorj, Romeo Chiriac, rata șomajului este de 3,44%. Aceasta este corespunzătoare unui număr de 4.207 șomeri, dintre care 2.123 sunt femei. Din totalul șomerilor, 1.176 sunt indemnizați, iar 3.031 sunt neindemnizați. Avem la ora actuală o rata șomajului de 3,44%. Corespunzătoare unui număr de 4.207 șomeri, din care 2.123 sunt femei, numărul șomerilor indemnizați fiind de 1.176, numărul șomerilor neindemnizați 3.031. Comparativ cu luna anterioară, când rata șomajului era de 3,52%, cu un număr de 4.302 șomeri înregistrați, se observă o scădere a numărului de persoane fără loc de muncă. Chiriac a declarat pentru 1+ TV că în ultimii ani rata șomajului în județ s-a menținut sub 4%, datorită facilităților acordate angajatorilor, ceea ce a contribuit la stabilizarea pieței de muncă. Este o rata șomajului, o valoare mai scăzută decât cea înregistrată luna anterioară, când aveam 4.302 șomeri și o rata șomajului de 3,52%. Și chiar dacă mă repet, în ultimii ani, la nivelul județului Gorj, rata șomajului s-a situat în permanență sub 4%. Asta și datorită facilităților pe care le-am acordat în permanență angajatorilor. A
anunț pentru șoferii care tranzitează Transalpina. Pe DN67, ce între Rânca Șobârșii și Alotrului, au fost semnalate precipitații sub formă de ninsoare din cauza temperaturilor scăzute. Pe partea carosabilă s-a depus un strat de aproximativ 1 cm de zăpadă, iar izolat pot exista porțiuni cu gheață. Cristi Tudor, reprezentantul DRD pe Craiova, ne-a oferit mai multe detalii despre programul de acces pe acest sector de drum, dar și cu ce utilaje s-a intervenit pentru a asigura condiții de circulație în siguranță. Din cauza temperaturilor foarte scăzute din noaptea trecută, precipitațiile care erau sub formă de ploaie s-au transformat în zăpadă și la poviță, s-a depus destul de rapid, chiar a înghețat pe partea carosabilă. Nu am avut niciun fel de problemă pentru că, după cum bine știți, noaptea DN67, cetronsonul cuprins între Rânca și Opoșa Rotului, este închis circulații publice. De dimineață, colegii din baza Rânca, atunci când au plecat să facă revizia, au constatat că este zăpadă și au acționat atât cu lamă cât și cu material antiderapant. Până la ora 9.30 deja un sens era curățat, iar acum, după cum spune, că se circulă fără probleme în condiții de carosabil curat și umed. Facem apel la conducătorii auto atunci când merg în zonele montane să fie foarte atenți la prognoze, iar în cazul în care constată că pe partea carosabilă este format încheiată sau depusă zăpadă, le reamintim că au obligația să aibă autoturismele dotate cu lanțuri antiderapante și anvelope de iarnă. Programul este între 9 și 20 în fiecare zi, cu restricție de tonaj de 3,5 tone, viteză de 30 de km pe oră. Momentan, drumul rămâne deschis circulației publice, atâta timp cât noi vom putea asigura curățirea lui în condiții optime și nu vor apărea alte probleme. În momentul în care vremea se va schimba radical și nu vom mai putea asigura condițiile optime de circulație, atunci se va închide în totalitate sectorul de drum. Șoferii sunt sfătuiți să fie prudenți la volan și să respecte semnalele rutiere. Candidatul PNL pentru alegerile prezidențiale Nicolae Ciucă a venit ieri în județul Gorj. Vizita lui Nicolae Ciucă a început cu o rugăciune la Mănăstirea Polovragi, alături de liderii PNL Gorj. Aceasta a fost o primă etapă a unei vizite mai ample. Ciucă a subliniat că această vizită face parte dintr-un proiect intitulat Gorjul luat la pas, prin care dorește să promoveze și să susțină atât valorile tradiționale ale regiunii, cât și dezvoltarea economică a acesteia. De aceea am venit în Gorjul la pas. Domnul președinte, păi așa l-am numit proiectul cu care începem de astăzi, Gorjul luat la pas, împreună cu dumneavoastră, și dacă astăzi s-a nimerit ploaia și noi credem că Dumnezeu va ține cu noi și nu va fi decât o ploaie bună, o ploaie de toamnă. Ploaia nu ne încurcă, nu ne încurcă, ne ajută. Mergem la mănăstire acum și începem prin a ne ruga pentru toți românii, pentru gorjeni, și apoi continuăm cu obiectivele din Gorj. Categoric. După vizita la mănăstire, Ciucă s-a concentrat pe potențialul economic al județului, oprindu-se la Baia de Fier, unde a vorbit despre redeschiderea minei de grafit. Vizita a culminat cu Mioara Dinoiu, un artist popular autentic, care l-a primit în casa ei pe Nicolae Ciucă, candidatul PNL la alegerile prezidențiale, și a arătat tradiția țesutului la război. Ciucă a fost profund impresionat postând pe pagina sa de Facebook dialogul dintre cei doi. Carpetele alea de ce le-ați păstrat? De ce nu le înlocuiți? Știți de ce am păstrat-o? Ia ziceți. Să spun și dumneavoastră, culoarea asta e. Eu stând singură în casă 30 de ani, aveam numai pisici pe perete, aveam numai covoară, dar n-aveam oameni în casă. Am înțeles. Și eram singură. Azi aveți oameni. Da. Am și vin mereu și îi primesc cu toată dragostea. Și vă dăm Dumnezeu sănătate.
Imobiliare. O nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! Inspire everywhere. A film produced by Inspire Pictures. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro.